Campania umanitară Dăruiește copilașilor dar din dar se face dar demarată luna trecută de către Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș a ajuns la final. Cadourile strânse au fost oferite astăzi elevilor claselor 1-a și a 3-a de la Școala Gimnazială Iosif Moldovan. 40 de studenți însoțiți de decanul Facultății de Medicină Dentară, conferențiar universitar dr. Paul Freiman și prodecanul facultății, șef lucrări dr. Ioana Lile, le-au împărțit cadourile celor mici. Reprezentanții universității l-au avut alături și pe Moș Crăciun, care a împărțit celor mici darurile consistente, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, jucării, fructe și dulciuri. Cei mici i-au răsplătit cu cântece și poezii. Dragii noștri, astăzi avem niște invitați speciali. Ia să-i voi mai cunoașteți, pentru că mereu a fost alături de noi. O cunoașteți pe doamna domnul decan, adică este șeful de acolo, de la facultatea aceasta care face doctori, da? Avem alți top profesori care învață pe studenți să devină doctor și studenții care v-au fost mereu aproape. Se aplaudă! Decanul s-a terminat acum 15 minute când am plecat de la facultate, da? Aici sunt prietenul vostru. Și vreau să vă spun o poveste așa scurtă, să uite așa frumos de deci, am auzit numai cuvinte frumoase de voi, despre voi. De ce nu mă cunoașteți? Au fost colegii mei, doctorii mei, doctoritele mele și cu studenții mei la voi, da? Și când am vrut să vin și eu la voi, eram pe drum cu mașina, Ioana, unde Ioana? Ioana și cu Ioana și cu Anana și cu restul colegilor m-au dat cu telefon și a zis, Paul, nu mai veniți la școală. Nu mai veniți la școala asta. La școala asta numai copiii ascultători cu minți, care ne ascultă ce spunem, care învață împreună cu noi cum să ne spălăm pe dinți, da? Și am spus, de ce să nu mergi așa? Nu trebuie să mergi să cauți pe moșul. Așa merge. Trebuie să caut pe moșul, care așa copii cu niște ascultători, neapărat trebuie să vină moșul. Și eu, cum sunt mai ascultător, ca ei, m-am dus și l-am căutat pe moșul, da? Și am spus că la școala Iosif Moldovan, prima copii cu niște ascultători și am întrebat și care se spală, bineînțeles, pe tine și care ascultă pe doamnele învățătoare. E adevărat, doamnele învățătoare? Da, foarte mult. Sunt și vin la școală. Ne bucurăm pentru faptul că vin la școală. Și cum eu, uite, vreau să vă confirme și studenții mei, că de obicei mă țin de cuvânt, am promis că o să-l aduc pe moș aici, în rândul vostru, și o să vă aduc niște cadouri frumoase, da? Ia să vedem, a venit moșul? Da! Să știți că și noi v-am scris o scrisorică dumneavoastră și
elfilor din acolo. Sabrina, te rog să citești această scrisorită, lui moșu și elfilor. Dragilor, am rugat-o pe doamna doctor să vă transcrie. Studenții mei am organizat o campanie de strângere de cadouri pentru copilașii de la școala Iosif Moldovan. Noi de 3 ani de zile la această școală venim cu un program de prevenție orodentară care se ocupă, în cadrul căruia învățăm pe copii să se spele corect pe dinți și să-și întrețină o stare de sănătate orală corespunzătoare, bună. În timpul programelor noastre, din păcate, am văzut că în această școală sunt copii destul de săraci, de nevoiași, provin din familii foarte, foarte sărace și ne-am gândit de sărbătorile de Crăciun, ținând cont că am fost în urmă cu vreo lună de zile la această școală, să le facem o bucurie, să le putem oferi un zâmbet pe buze, scopul principal, de fapt, al acestei campanii. Nu ne-am așteptat să adunăm atât de mult de la atâția oameni. Toți studenții facultății noastre au donat bani pentru acești copii, dar și foarte, foarte multe persoane din afara facultății care, atunci când au auzit de campania noastră, au fost doritori să dea pentru acești copii când ne-am povestit despre ce este vorba. În pachetele, cel mai tare, chiar dacă sună banal, dar cel mai tare, ne-am bucurat că am reușit să le punem la fiecare copilaș o pereche de cismulițe în aceste pachete, deoarece în urmă cu o lună, când noi am fost aici pe un frig groaznic afară, copiii erau în picioruse cu niște tenis și fără șosetuțe. Deci asta a fost prima bucurie, că am putut să le luăm aceste cismulițe. În pachetele au mai fost mănuși, ciorăpei, caiete pentru școală, pixuri, creioane, dulciuri, fructe, hăinuțe de corp. Eu cred că s-a adunat un cadou destul de frumos pentru acești copilași și, de fapt, recompensa noastră pentru tot ce am făcut și cât ne-am mucit în aceste săptămâni a fost zâmbetul de pe fața lor și bucuria care și-au exprimat-o când au primit cadourile și când au început să le deschidă cu nerăbdare. Colaborarea cu Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității Vasile Goldiș din Arad durează de 3 ani, este o colaborare strânsă și ne bucurăm foarte mult că sunt implicați elevii școlii noastre care provin din medii defavorizate și studenții acestei facultăți. Cu această ocazie, deci această activitate a fost, zic eu, una de suflet. Ați adus un strop de bucurie în inimile copiilor noștri.
că mulți dintre ei provin din familii defavorizate și cred că acesta este unicul cadou pe care îl primesc. Noi ne bucurăm foarte mult pentru acest lucru și în numele copiilor și al, mă rog, al părinților, vă mulțumim și vă dorim un Crăciun fericit, multă sănătate și o colaborare și pe viitor. Campania Dăruiește Copilașilor a început în data de 22 noiembrie și a încetat în data de 10 decembrie. Am început să facem foarte multe cutiuțe colorate în spiritul Crăciunului și am adunat de la toată lumea bani. Pe lângă bani, de la colegii noștri, am adunat jucării, haine, rechizite, fiecare ce-a dorit să doneze, atât și de la câteva localuri am distribuit cutiuțele pentru bani și am strâns de peste tot cât am putut de mult. În ultimele zile, înainte de încetarea campaniei, am avut câteva lipsuri de jucării, pentru că unii aveau foarte mari, ceilalți foarte micuțe. Am scris pe Facebook că mai avem nevoie de jucării și au fost alți oameni din afara facultății, pe care noi cunoaștem, care s-au oferit să ne ajute. Doamna dr. Lila Ioana ne-a ajutat de la prima cutiuță până la ultimul pachetel de jucării și ne-am gândit să alegem această școală pentru că deja de 3 ani de zile venim cu prevenția și am observat că copiii vin din familii nevoiașe. Și zilele trecute am văzut în curtea școlii cu balerini și tenici de pânză pe vremea asta și sper să îi ajute ghetuțele și toate hăinuțele care le-am adunat pentru ei. Mă bucur să văd că și la universitatea noastră fac acțiune de prevenție a orodentară la copilași de clasa 1-a, să se învață să se spele pe dinți în mod corect și să fie cât mai mult sănătoși. Din partea noastră, unui student străin, italieni și din alte țări, vă dorim un Crăciun fericit și multă sănătate! Conferențiar universitar dr. Paul Freiman, decanul Facultății de Medicină Dentară, a precizat că acțiunea umanitară a fost susținută de către rectorul Universității de Vest, Vasile Goldiș, profesor universitar dr. Coralia Cotoraci. Decanul i-a mulțumit studenților, colegilor și tuturor celor care s-au implicat în acțiune, dorindu-le tuturor arădenilor, cadrelor didactice, copiilor și părinților, sărbători fericite, sănătate, putere de muncă și un an nou plin de realizări.